Două gânduri m-au preocupat legat de textul acesta, gândindu-mă la el. Unul dintre ele este legat de slava Domnului Iisus și știu cel puțin două cazuri în care slava Domnului Iisus este furată, poate puțin spus. Unul dintre ele este în grupări din acestea secte care, cum ar fi Martorii lui Jehova, care nu recunosc divinitatea Domnului Iisus, care spun că este o creatură de rang înalt prin care Dumnezeu a făcut ispășirea și nimic mai mult, și Domnul Iisus este dat la o parte. Un alt caz, aș spune eu, de pe partea asta practică, mai degrabă, este Biserica Ortodoxă. Este așa de ciudat cum în Biserica Ortodoxă este ocolit Domnul Iisus, dar în partea practică. De exemplu, dacă ascultați o liturghie, veți vedea ce frumos se vorbește despre Domnul Iisus în cuvintele Scripturii, bineînțeles. Dar în partea practică, oamenii nu îl cunosc pe el. Oamenii știu doar că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. E acea persoană pe care o sărbătorim de Paște și de Crăciun. Nu știu nimic despre el. Este învățat ca să se roage, să apeleze la sfinți care ar putea mijloci. Sunt învățat să apeleze la Fecioara Maria, care ia să fie un fel de mijlocitor față de Domnul Iisus, care El este Dumnezeu și nu ne putem adresa Lui. Cred că slava Domnului Iisus este furată în felul acesta și vă propun un mic exercițiu pe textul acesta, dar citindu-l de la coadă la capăt. Aș vrea să presupunem că tot ce știm este că există Dumnezeu, El a creat toate lucrurile și noi suntem niște oameni păcătoși. Și citind de la versetul 22 înapoi. La versetul 22 să vedem ce descoperim despre Domnul Iisus din acest text. Da? Noi nu știm nimic despre El, despre această persoană numită Iisus Hristos. Prin trupul Lui de carne, prin moarte, să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Această persoană, prin moarte, a curățit, spune aici, înfățișează înaintea Lui Dumnezeu sfinți, fără prihană și fără vină oameni. Această persoană a murit în locul altor oameni ca aceștia să poată fi salvați. Este cel puțin un erou acesta. Această persoană care a putut să salveze oameni, mulți oameni, un număr oricât de mare, oameni care se pocăiesc, pot fi salvați prin această persoană. Vedeți, ea nu este o persoană ca oricare alta. Dacă ar fi o persoană ca noi, o persoană de genul acesta ar putea înlocui maxim o persoană. Poți să zici că înlocuiește pe cutare, pedepsește pe cutare în locul cutare, dar nu și pentru alții. Dar această persoană este de o greutate așa de mare încât poate înlocui un număr oricât de mare de oameni. Pe noi care odinioară eram vrăjmași și străini, străini și vrăjmași prin gândurile și faptele noastre rele, ne-a împăcat acum. Ne-a împăcat cu Dumnezeu. Mai departe, mai sus, versetul 20. Să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Aici aflăm că mai mult, Domnul Iisus a împăcat nu doar pe o sumă mare de oameni, ci totul a împăcat. A restaurat echilibrul acesta în balanța istoriei, în balanța creației. El a restaurat toate lucrurile. El, în contul acestei jertfe a Domnului Iisus, ce a făcut El acolo, totul este restaurat. Întreaga creație care este supusă acestor efecte ale păcatului va fi restaurată prin această putere a crucii Domnului Iisus.
totul, nu doar noi oamenii, ci întreaga creație, tot universul și chiar și ce este în ceruri. Totul, toate balanțele sunt puse în echilibru. Dumnezeu face dreptate totală prin ceea ce a făcut Domnul Iisus. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. În Domnul Iisus găsim totul de plin. Toate atributele Lui sunt de pline. El este de plin în blândețe, El este de plin în dragoste, El este de plin în dreptate, faptele Lui sunt toate de pline. Poate e puțin spus ce spun eu acum, dar spune că toată plinătatea să locuiască în El. Tot ceea ce are Domnul Iisus are din plin, este pe deplin. Versetul 18. El este capul trupului al bisericii. Acești oameni răscumpărați de El sunt sub autoritatea Lui. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Cel întâi născut dintre cei morți. Aici cred că se poate explica mai multe feluri. Ce înseamnă întâi născut dintre cei morți? Pentru că au existat oameni care au înviat și înainte de Domnul Iisus, cel puțin în Vechiul Testament, sau pe care Domnul Iisus i-a înviat. Deci el, cel întâi născut, cred că o explicație este că el este primul care a înviat și nu mai moare. A înviat pentru o viață care nu are sfârșit. Și urmează ca și noi oamenii să înviem în felul acesta, pentru o viață fără sfârșit, cu un trup nou, nepieritor, îmbrăcat în neputrezire. Așa învia Domnul Iisus. Avem noi o cântare, este capul unui șir de oameni după voia ta. El este primul din această nouă zidire pe care a făcut-o Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Aici deja anticipăm despre ce găsim mai sus. În toate lucrurile Domnul Iisus are întâietatea, nu doar în această privință. Mai departe, El este mai înainte de toate lucrurile. Aici deja este amețitor. Această persoană este înainte de toate lucrurile. El a existat înainte să fie făcut orice lucru. Orice lucru. Înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Adică noi cei care suntem aici nu ne sfărâmăm și nu ne transformăm în cenușă sau într-o masă fără sens de atomi. Pentru că Domnul Iisus ține creația aceasta. Tot ce este pe pământul acesta și apoi în univers, în felul cum planetele, stelele, galaxiile se mișcă, toate se țin prin El. El este Cel care susține toată creația. Și versetul 16, prin El au fost făcute toate lucrurile. Aici aflăm mai mult. Toate aceste lucruri care se țin prin El, de fapt, au fost făcute prin El. Toate au fost făcute prin Domnul Iisus. Și cele văzute și cele nevăzute. Orice creație a lui Dumnezeu a fost făcută prin Domnul Iisus. Îngeri, stăpâniri, lucruri văzute, tot ceea ce a creat Dumnezeu a fost făcut prin Domnul Iisus. Și spre sfârșitul versetului, pentru Domnul Iisus. Noi cei care suntem aici, suntem făcuți pentru Domnul Iisus. Lumea de afară este făcută pentru El. Tot pământul acesta, toată natura este făcută pentru Domnul Iisus. Întreg universul este pentru El. Nu este o persoană oarecare. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cel întâi născut din toată zidirea. Chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și merge mai departe. El este exact ca Dumnezeu. E amprenta lui Dumnezeu. Este exact ca El, unul la unul. Chipul lui Dumnezeu. Cel întâi născut din toată zidirea. M-am uitat pe alte traduceri, peste toată zidirea. Nu ca și cum El ar fi din zidire, ci este deasupra acestei zidiri.
Cel întâi născut vorbește despre, despre superioritate, da? Despre cel care are dreptul deasupra, are prioritate. El este deasupra întregii creații, a tot ceea ce Dumnezeu a făcut, tot ceea ce este făcut. Și mai departe aflăm în versetul 13 că această persoană este chiar Fiul lui Dumnezeu. Este una cu Tatăl. Gândindu-mă în felul acesta, am putut să văd parcă mai bine greutatea acestei persoane care este Domnul Iisus. Să înțelegem slava Lui și importanța Lui. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Toate lucrurile au fost făcute pentru El. Și un al doilea lucru la care m-am gândit este cu privire la versetul acesta 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Dumnezeul cel nevăzut. Este un verset în Isaia 45 care spune: Tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Ești un Dumnezeu care te ascunzi. Și a existat de-a lungul istoriei și găsim și pe pagine Scripturii de oameni care au strigat către Dumnezeu și au zis: Doamne, de ce nu-mi răspunzi? Doamne, de ce te ascunzi? Uneori ani de zile Dumnezeu nu a răspuns. Uneori sute de ani, dacă ne-am gândit la poporul evreu în Egipt, un Dumnezeu care se ascunde, care nu răspunde așa ușor. Și este vina pe care ne-o bagă cei de afară. Zic, Dumnezeu, că nu, Dumnezeu nu apare, nu-L văd nicăieri. Arată-mi ceva ce face Dumnezeu în momentul ăsta. Nu văd niciun semn, spun ei. Un Dumnezeu care se ascunde. Și versetul acesta spune despre ceea ce ne descoperă Biblia despre Domnul Iisus, despre Dumnezeu și prin Domnul Iisus, anume că Domnul Iisus este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Acest Dumnezeu care se ascunde, pe care nu-L putem cunoaște, e adevărat, în Vechiul Testament învățăm despre Dumnezeu o grămadă de lucruri prin cuvântul Lui, prin felul în care El a lucrat cu oamenii. Acest Dumnezeu care se ascunde s-a descoperit într-un mod de plin și unic prin Domnul Iisus. Eu mi-amintesc de acea conversație pe care Domnul Iisus o avea cu ucenicii și le spunea: cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Așadar, omenirii acesteia care bagă această vină că nu-L știm pe Dumnezeu, nu știm nimic despre El, i s-a arătat Dumnezeu, i s-a descoperit Dumnezeu prin Domnul Iisus. Și Domnul Iisus este nu doar cineva care a vorbit despre Dumnezeu, ci El este chiar Dumnezeu. El este chipul Dumnezeului cel nevăzut. Este acel verset de la Evrei, de la început, Evrei 1 cu 3. De la 2, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Este acest cuvânt, întipărire. Este ca acea ștampilă, ca o matriță care imprimă exact același lucru. Exact caracterul lui Dumnezeu și exact persoana lui Dumnezeu o găsim în Domnul Iisus. Dumnezeu s-a descoperit, Dumnezeu s-a arătat. Acest Dumnezeu care se ascunde a făcut această descoperire a Lui, această dare pe față prin Domnul Iisus. În Domnul Iisus îl descoperim pe Dumnezeu.